În reperul cartezian x, y se consideră punctele a mare de coordonate 5 și minus 4 și b mare de coordonate 0 și 8. Să se calculeze lungimea segmentului AM, unde M este mijlocul segmentului AB. Deci observați, avem un segment AB și M mijlocul acestui segment. Ce ne cere problema? Lungimea segmentului AM. Păi aici putem să facem în mai multe metode. Metoda 1, să calculăm coordonatele lui M. Știm că, deci fiind dat M, să-l notăm fie, deci M egal cu mijlocul lui AB, da? Coordonatele mijlocului unui segment sunt egale cu media aritmetică a capetelor segmentului, deci XA plus XB pe 2 egal cu XA 5 plus 0 pe 2 egal cu 5 pe 2, YM este analog media aritmetică a coordonatelor capetelor segmentului, deci YA plus YB pe 2, adică minus 4 plus 8, totul pe 2 egal cu 4 pe 2 egal cu 2. Prin urmare, M este de coordonate 5 pe 2 și 2. Ce ne cere problema? Lungimea segmentului AM. Adică ea este egală, prin definiție, cu radical din XA minus XM la pătrat plus YA minus YM la pătrat egal cu radical din, cine este XA? 5 minus 5 pe 2, da? La pătrat plus Y. A, adică minus 4, minus 2, adică YM la pătrat. Și facem calculele radical din. Aducem la același numitor, 10 minus 5, 5 pe 2 la pătrat, minus 4 minus 2 face 6, deci plus 6 la pătrat, că minusul dispare pe la pătrat, da? Și egal cu radical din. 25 pe 4 plus 36, aducem la același numitor, egal cu radical din 25 plus 2 ori 36 face 72 și încă o dată ori 2 face 144 pe 4, egal, ca să rămânem pe același rând, deci egal cu radical din 169 pe 4 și este, radical din 169 este 13 pe radical din 4 este 2. Și cu aceasta am terminat problema. Metoda a doua, mult mai simplu însă, metoda a doua. Păi, ce ne spune? Că M este mijlocul segmentului AB. Prin urmare, AM este cine? AB supra 2. Da? Ori, AB este cine? Radical din XA minus XB la pătrat plus YA minus YB la pătrat, totul pe 2. Da? Și egal cu radical din. Hai să vedem cine era XA, 5 minus cine era XB, 0, 5 minus 0 la pătrat, plus YA, adică minus 4, minus YB, minus 8 la pătrat, pe 2. Adică egal cu radical din 5 la pătrat, 25, plus minus 12, adică 12 la pătrat, este 144 pe 2, egal cu radical din 169 pe 2, egal cu 2 egal cu 13 pe 2, exact ca și la primul caz. Și cu aceasta am terminat problema.